În viteză. Da, frate, ce te da, da. Întrebăm și noi. Da, personal, da. Da. Rocco, o victorie în extremis și golavrajul e foarte bun acasă. Ajungem și acolo. Da. S-a creat falsa impresie că îi întâlnim Vladimirescu, ultimul loc din clasament sau nu știu cei copii iarăși, nu știu. Dar uitați-vă în retur, pentru că acești băieți au 10 puncte, iar noi 12. Deci erau lângă noi dacă începea campionatul acum. Toată săptămâna i-am măcinat și am pisat la cap acest lucru. Mare problemă, dar nu este doar a noastră personală, generală, și aici mă refer și la echipele de divizia, un Iași, un Severin sau nu știu ce, deja ajung la alte lucruri. Nu știm să atacăm, avem probleme când trebuie să atacăm. Când ne apărăm, când plecăm pe contrata, când ne închidem cu toții, e bine. Deci la verticalizare acolo e problema. Pe de altă parte, cum spui tu, Florine, că nu luăm gol acasă, deja e a 5-a victorie? A 4-a. A 4-a, ok. Sperăm și la 5-a următoare cu Lugoiu, anticipez puțin. Da. Și la mai multe. Am făcut 28 de puncte, suntem mai liniștiți. Cred că am și urcat în clasament și mă bucur pentru ea. Dăm gol greu. Dăm gol greu. Am pornit cu 4, 2, 1, 1. Da. Nu știu unde ajungem. Mai nu, deci de au fost unește. Câteva ocazii. Tot cu câte unul, da. Avem probleme, v-am spus. Nu ajung la altceva, dar aia le spun personal, că de evaluare individuală și nu mai știu ce. Să simt, băieți, bine pe muzica asta braziliană. Bine, pe super. Sunt mulțumit și muncesc. Nu le pot reproșa nimic. Pe viitor? Ce? Mai avem trei etape, se a instalat deja o... Da, cred că asta stau și mă gândesc, am vorbit chiar cu Dan Potoceanu. Noi când eram, da, la final de campionat, gândul poate la o vacanță la mare, unii care nu sunt de aici acasă, la mamă, soție, copil, și atunci normal că devine o mulțumire sau o delăsare. Nu mai sunt conectați. Nu mai sunt așa conectați, corect. Mulțumim și...